Demisia prim-ministrului Emil Boc nu-i mulțumește pe argeșeni. Aproape 200 de protestatari s-au adunat și astăzi în piața Vasile Mila pentru a-și striga nemulțumirile. Printre manifestanți s-a aflat și viceprimarul municipiului Pitești, Cornel Ionică. Oamenii spun că demisia prim-ministrului și noua guvernare nu va schimba cu nimic situația, motiv pentru care vor ieși în stradă până când și președintele Traian Băsescu va demisiona. Vrem libertate, vrem democrație, vrem respect, vrem bun simț, vrem niște măsuri respectabile, normale. Nu vreau să stau 100 de ani de aici încolo cu salariul tăiat și eu și oamenii ăștia. Nu știu, vrem să vedem ceva mai concret, mai de bun simț. Lumea nu cere salarii, lapte, miere. Lumea cere jos dictatorul, fiind Băsescu, și democrație de adevăratele. Nu joacă asta de niște ani de zile încoace. Cred că ar fi cel mai bun lucru pentru România, demisia președintelui, să potolesc și oamenii, se supune voinței poporului așa cum de multe ori a făcut referiri, și să intrăm la alegeri, să vedem pe cine numesc oamenii și pe cine aleg. Și asta e, mergem înainte, cu noi măsuri, cu un nou program de guvernare, nu cu aceleași măsuri. Ei pentru ei și noi să le ținem spatele, ceva de genul. Vreau să plece mai repede domnul Băsescu, că a făcut prea rău țara asta, să dea câteva de demisia. Dacă își dă demisia cu acest domnul, s-a pătorit lumea. Deci lumea, dacă domn Băsescu își dă demisia, lumea nu mai este în stradă. Și acel lucru a făcut și domnul Boc, că își dă demisia. După Boc se merge și Băsescu, se urmeze și după Boc și domnul Gogo Davidescu, și dă și demisia. Ați văzut lista de miniștri, noua listă de miniștri? Da. Și ce părere aveți? E aceeași treabă. Sunt oameni tineri care vor să schimbe ceva, dar m-aș mira. Tocmai de-aia suntem aici, că vrem să schimbăm ceva, într-adevăr. Nu ce au făcut ei, dar au schimbat niște nume, aceleași actori cu alte haine. Credeți că acum că a căzut guvernul Boc, va fi lapte și miere în România? Nu neapărat, deci nu neapărat, dar nici cu guvernul care se preconizează a fi pus, nici cu ăștia nu vom face mare treabă. Răzvan Ungureanu a fost numit ieri prim-ministrul României de către președintele Traian Băsescu. Acesta va publica mâine, în cadrul unei conferințe de presă, lista noilor miniștri.